și comuna Vârșol se află în scenariul roșu, unde rata de infectare a depășit 3 la 1000 de locuitori. S-a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență și s-au luat următoarele măsuri. Din nefericire am intrat și noi în scenariul roșu, cod roșu. Am fost informat de către domnul prefect, de către DSP. Am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență și am luat anumite măsuri pentru a evita răspândirea în continuare a virusului. Avem o persoană pozitivă și am ajuns la 3,64, dar sperăm că în cel mai scurt timp o să scadă. Noi am luat următoarele măsuri. Am înștiințat cetățenii pentru a purta masca, indiferent în ce loc se află, exterior, interior, pe străzi. Chiar am cumpărat mășii, o să-i dăm la niște persoane care n-au ocazie să cumpere sau, în fine, nu știu, ca să nu primească amenzi. După aceea am luat legătura cu persoanele, cu patronii de la restaurante. În interior se închide decât terasele. Am luat legătură cu o firmă din satul mare ca să facem și o dezinfecție pe străzi, în stații de autobuz. Asta acum 3 ore se întâmplă din martie până acum, dar este o necesitate. Parcuri. În concluzie, cetățenii știu, trebuie să se ferească. Aglomerație, să nu intre undeva la magazin, dacă se poate, câte unul, tot cu mască, frumos, cum a fost și până acum, și trim cu speranța că scăpăm și de această problemă de codosta roșu. Cu toate că localitatea Vârșolț a intrat în scenariul roșu, școlile și grădinițele rămân deschise. Școlile și grădinițele au un alt regim și am înțeles de la inspectoratul școlar că poate să fie deschis, deoarece la ei n-au depășit procentajul. Și dacă la nivel de comună am ajuns la 3,64, nu înseamnă că se închid școlile și grădinițele. În continuare funcționează și este o problemă bună. Sperăm să nu fie probleme la școli și la grădinițe. Inclusiv centrul de zi funcționează după masă.